Funcția 2x pătrat minus 4x plus 1. Începem să întocmim un tabel de valori ca să începem să trăsăm chiar graficul funcției respective. Încercăm să stabilim bijectivitatea și prin metodă grafică. Așa că spunem, iată, închipuim că aceste aici facem tabelul de valori. Pe prima linie și la minus infinit, la plus infinit. Iar pe linia a doua, y care apar, vom urma corespondenția cele pe care o vom stabili împreună. Mai întâi, ne amintim că vârful parabolei este minus b supra 2, apar că nu. Da. Și dacă nu-ți mai amintești, faci f de minus b pe 2a. F de minus b supra 2a este minus delta supra 4a. Dacă nu știi să-l spui aici, în general se face așa, numai x-ul și rugă să știi y-ul cu corespunzător. În cazul nostru, deci minus delta supra 4a, în cazul nostru ar fi așa, x-ul vârfului, x indice b, egal cu minus b supra 2a și egal cu b-ul este minus 4, nu? Da. Minus, minus vine 4. Supra 2a, 2 ori 2, 4, egal cu 1. Și atunci y-ul vârfului este egal cu f de 1. Pur și simplu f de 1. Și la care mă gândesc cu 1, avem 2 ori 2, minus 4 minus 2, plus 1 face minus 1. Deci când x-ul este 1, pe aici undeva 0, 1, y-ul este y-ul este minusul, parcă am găsit. Încă o dată mai vedem. Deci, 2 ori 1, 2, minus 4, minus 2, plus 1, minus 1. Da? De asta va fi vârful. Asta e cel mai mic, cea mai mică valoare din șirul de y care o să apară. E cea mai mică pentru că știm bine, am vorbit ieri, când au e pozitiv, admite un minim. Graficul știu cum arată cu vârful în jos și cu ramurile în sus. Dacă mi-e dat așa cum mi-e dat cu au pozitiv, dacă mi-e dat cu au negativ, dacă spunea minus 2x pătrat, ar arăta cu vârful în sus și cu ramurile în jos. Vrei să facem așa modificarea asta? Da. Hai să o dăm așa ca să desenăm și cu un, și o situație de așa asta, da? Deci minus 2x pătrat, și atunci vine minus b, minus supra 2a, face 4 supra minus 4, face minus 1. Minus 1. Repetă. Minus b supra 2a. Minus b, minus 4, și cu minus din formulă face plus 4, supra 2 ori minus 2, supra minus 4, și face minus 1. Și atunci f de minus 1, spunem că facem aici. F de minus 1 va face minus 1 la a doua, 1. Minus 2 ori 1, minus 2. Minus 4 ori minus 1 face plus 4. Minus 2 plus 4 face 2. 2 și cu 1, 3. Deci imaginea lui minus 1, ștergem acum, că am modificat funcția, altă corespondență, e altă lege. Deci, minus 1, dreptul minus 1, cât am zis că este? 3, parcă, nu? Da. 3. F de 0. Asta e cel mai mare punct. Cea mai mare valoare, 3. Ne așteptăm în hirci să fie negativ. Că va fi cu vârful în sus și cu ramurile în jos. F de 0. Deci mergem centrat. Dreapta și stânga lui minus 1. F de 0, locuim pe x cu 0, face 1. Deci F de 0 face 0, 0, 1. Hai să dăm minus 2 acum. Vezi? Cât crezi că va da valoarea minus 2?
Oricum mai mic ca 3. Mai mic ca 3, fără discuții. Eu cum văd că aici distanța de 1 și aici tot de 1, cred că tot 1 vada. Este centrat. Am spus că x egal cu minus 1 e axă de simetrie. Atunci și ramurile stânga-dreapta vor fi așa. Hai să facem f de minus 2. Deci f de minus 2 ar să fie minus 2 ori minus 2 la 2. La 2 minus 4 ori minus 2. Da? Da. Și egal cu? Minus 4. Minus 2 la 2 face 4. Și cum? 4 ori minus 2? Minus 8. Minus 8. Minus 8 ori minus 8. Și plus 8. Ar fi minus 8. Minus ori minus face plus. Da. Și plus 1 face 1. Cum am și spus. Ia să facem f de 0. F de 0. Am făcut. Am făcut, așa? F de 1 acum, să mă duc mai în dreapta cu 1. F de 1. Minus 2 ori 1 la pătrat. Adică minus 2. Minus 2 plus... minus 2 minus... 4 ori minus 4. Deci minus 2 minus 4, minus 6. Minus 6 plus 1, minus 5. Minus 5. Cât va face f de minus 3? În mod sigur. Minus 5. Face minus 5. Ia, să vedem. Verificăm dacă așa stau lucrurile. Deci f de minus 3 egal cu minus 2. Minus 2 ori minus 3 la a doua. Da. Minus 4 ori minus 3. Da. Plus 1. Și egal cu minus 2 ori. Minus 2 ori 9. Da. Minus plus 12 plus 1. Așa. Și egal cu? Minus 18 plus 12. Da, e minus 5. Plus 13 egal cu minus 5, minus da? 5, da. Cum am așteptat. Ia să vedem cât face f de 2. Zi, cât face f de 2? Minus 2 ori 4 e minus 8. Da. Minus 4 ori... Minus 4 ori 2, minus 8. Minus 8, minus 8 cu... Minus 8, minus 16. Minus 16 plus 1, minus 15. Minus 15. Deci f de 2 este minus 15. Cât va fi f de minus 4? Va fi minus 15, da? Cum am dus cu o unitate mai în stânga, minus 15, da? Și acum să luăm sistemul de axe, în care să trasăm graficul funcției. Poate în discuție. Asta e axa X-ul, asta e axa Y-ul. Și mai întâi trecem vârful. Când x e minus 1, y-ul este 3, 1, 2, 3, paralele. Și am găsit punctul ăsta de, care va fi și vârful parabolei. Cel mai mare, cea mai mare valoare din șirul de y, e 3. Când x e 0, y-ul este 1. Deci când x e 0, y e 1. Și când x e minus 2? Minus 2 e tot 1. Tot 1. Da? Tot 1. Mai departe. Când x este 1, y cu cât este? Minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ducem paralele. Asta e punct. Și când va fi minus 3, cât va este? Minus 5. Tot minus 5. Adică așez minus 5. Și iată, am obținut perechile de puncte.
În x-ul este 2. Y-ul este cât? Minus 15 și jumătate loc, să mai reprezint. Așa mă mulțumesc cu cât am obținut. Aici este cel mai de sus punct, rotund. Da? Și acum, prin punctele acestea, printr-o mișcare continuă a cretei, fără să, având tendința aceea de depărtare ușoară, trasăm graficul funcției. Aceasta e axa de simetrie care trece prin vârf. Cele două, dacă am suprapune amândoi tabla după axa de simetrie, cele două ramuri se suprapun. Aceasta este, nu? Asta este graficul funcției de gradul 2, aceasta care am luat-o, minus 2x pătrat minus 4x plus 1. Au este minus 2, admite un maxim, cel mai mare valoare este 3-ul și se realizează pentru minus 1. E minus b pe 2a sau minus, și minus delta 4a. Dacă e important să iei minus b pe 2a. Că y-ul se găsește înlocuind pe x-ul respectiv. Cu cât a fost cu minus 1 și nu a dat 3, nu? După înlocuire. Și acum am dat valori, stânga-dreapta. Am mers în o unitate în stânga, minus 2 și 0. La minus 2 și la 0 ne-a dat 1. Și am mers minus 2, adică am mers încă un de la minus 2, am mers încă unitate minus 3, da? Și de la 0 m-am dus încă o dată 1. Adică la minus 3 și la 1, y-ul care se obțin, același y, este minus 5. Și, repet, eu am foarte mulți, multe valori de la, să spunem, de la minus 1 până la, de la minus 1 la minus 2. Că aici e minus 2. Da? Asta e minus 1. Sunt mulți. Dar acești mulți de x vor da diversi y, puncte puse unul lângă altul și desenează exact graficul funcției respective. Da? Așa trebuie să înțelegi. Bun. Spuneam, graficul este o parabolă, are ca axă de simetrie x egal cu minus 1, admite un maxim și să începem problema noastră. Studiem mai întâi injectivitatea. F definită în felul ăsta ar fi injectivă dacă orice paralelă, fiindcă avem graficul, ne gândim la definiția grafică. Orice paralelă prin codomeniu, prin y, ori codomenul este axa asta. Orice paralelă dusă pe, prin orice punct al codomenului, la axa x-ul, se taie graficul funcției în cel mult un punct. Deci cel mult. Da, dar noi avem o zonă prin care dacă ducem paralela prin y și aceștia până la 3, taie în câte puncte când duc paralela? Păi, uite-mă, în câte puncte taie dacă... Matru, nu? Nu vezi că sunt 1? 2. Deci în două puncte. Dacă e un alt punct și după paralela, tot în două. Și trebuie să stai în cel mult 1. Deci, așa cum o vezi așa definită, nu este surjectivă, da? Bărbă, nu este injectivă. Să zicem, F definită pe R cu valori în F, având legea F de X egal cu minus 2X pătrat minus 4X plus 1, nu este injectivă deoarece paralela dusă la paralela dusă la axa x-ilor prin y de la minus infinit până la 3, deci prin y de la minus infinit până la 3, paralela dusă pe oriunde, taie graficul funcției în două puncte.
Da? Taie graficul funcției în două puncte. Nu în cel mult unul, cum spuneam. Chiar în două. Și dacă tu găsești doi X diferiți cu același Y, gata problema. Deci nu este injectivă pentru că două puncte. Dăm tu doi X diferiți care au același Y. Deci nu este injectiv pentru că fie definiția grafică, fie acum să găsim două elemente distincte cu aceeași imagine. Dăm doi de X diferiți care se dă același Y. Minus 2 și 0. Minus 2 și 0. Deci ai X1 egal cu minus 2 și X2 egal cu 0. Încât imaginile lor sunt cât? 1. Da? Au aceeași imagine. Sunt două valori distincte. De ce găsi tu? Pentru că există două valori distincte cu aceeași imagine. Și gata, cu asta e punct. Nu este injectivă. Cum ai de gând să o faci injectivă? Ca să o facem injectivă, nu trebuie să lăsăm pe X pe tot domeniul. Trebuie să ne ducem, să rupim în două mulțimi. A, de la minus 1 infinit până la minus 1. Așa. Și de la minus 1 la plus infinit. Sigur că da. Deci să zicem, F1 de X, nu, F1 definită, hai să zicem, F1 de la minus infinit de X până la hai vorbește. Minus 1. Și F2 definită de la 1. De la 1 la minus 1 la plus infinit. De la minus 1 la plus infinit, da. Cu valori în iar. Cu valori în iar. Deci vezi umbre la domenii. Da? De aici, de la minus infinit până la vârf și de la vârf încolo. Așa, F1 și F2. Având aceeași rețetă, F1 de X egal cu F2 de X, egal cu F2 de X, și egal cu X, cu minus 2X pătrat, minus 4X plus 1, sunt restricțiile injective. Pentru F. Deci sunt cele două restricții injective pentru funcția dată mai înainte. Ai spus tot ce trebuie. Ai dat domeniul, codomeniul, legea de corespondență pentru ambele. Deci e clar că ai clarificat. Sunt cele două restricții injective. Întrebarea, aceste restricții injective sunt surjective? Adică paralela taie în cel puțin un punct, prin toate punctele din codomeniu. Păi acolo. Adică acum pentru fiecare taie în cel mult. Dar cel puțin un punct, iată că sunt Y-ii de la 3 încolo, prin care dacă duci paralel, nu taie nicăieri. Deci sunt acești Y de la 3 la plus infinit, care sunt supărați. Deci nu trebuie să mai... În codomeniu sunt și foarte mulți Y și supărați. De la 3 încolo. Dar dacă luăm și zicem Y-ilor, pe ăștia supărați vă dau deoparte și dăm doar codomeniu de la minus infinit până la 3, atunci treaba s-a rezolvat. Deci, acestea nu sunt și surjective. Dar F1 prim și F2 prim. Fiecare definite tot ca mai înainte. De la minus infinit la minus 1. Și cealaltă de la minus 1 la plus infinit. Cu valori, însă, cu valori, nu tot codomeniu, cu valori mai unde. Deci nu tot erou, ci cu valori unde.
pentru Y. Valori de la minus infinit până la 3. Da? Până la 3. De la minus infinit până la 3. Până la 3. Sunt injective, că am vorbit mai înainte, sunt aceleași domenii dinainte, sunt injective, dar acum le-am făcut și surjective. Deci, cele două sunt restricțiile. Sunt restricțiile injective și surjective. Injective și surjective. Da? Și surjective. Echivalent bijective. Înseamnă, dacă sunt bijective, rezultă că sunt inversabile. Deci F1 prim și F2 prim sunt inversabile. Da? Sunt inversabile. Că există inversele lor. Și hai să vedem inversele. Ce fac inversele? Schimbă domeniul cu domeniul, adică săgeata înapoi. F1 prim la minus 1 și F2 la minus 1, F2 prim la minus 1, vor avea domenii definiții la minus și vin la 3, amândouă. Și cu valori, fiecare cu valori în altă zonă. Deci, există F1 prim la minus 1 și F2 prim la minus 1 definite pe F1 prim la minus 1 definite pe minus infinit 3 pe minus infinit 3 cu valori în minus infinit minus 1 cu valori în minus infinit minus 1 și cealaltă tot pe minus infinit 3 cu valori însă de unde asta la de la minus 1 la minus infinit. Deci acestea sunt cele două inverse că și-au schimbat domeniul cu codomeniul și fiecare având o lege de corespondență. Deci vom spune F1 prim la minus 1 de x egal cu cine, trebuie să o găsim, și F2 prim la minus 1 de x egal cu, să vedem legea de corespondență pentru fiecare în parte. Cum găsim legea inverselor? Plecând la relația y egal cu minus 2x pătrat minus 4x plus 1 și în care o privim ca ecuație de gradul 2, ducem pe y în partea cealaltă. Hai să ducem totul în partea asta, că e minus 2x pătrat, ca să vin în partea asta cu plus, da? Deci apare echivalent cu 2x pătrat plus 4x minus 1, deci 2x pătrat plus 4x minus 1 plus y egal cu 0. Dar m-a apărut ca ecuație de gradul 2 în necunoscuta x și aflăm x1, 2. Da? Și zicem x1, 2 minus 2, adică 4 minus 4 minus B. Da, mă uitam la ce e 4. Da? Deci minus 4 plus minus radical din B pătrat, adică minus 4 la pătrat, adică 16 minus 4 ori A, ori 2, minus 8, aici zicem așa, minus 8, pe lângă ce? Pe lângă minus 1 plus Y, da? Supra, totul supra 2, A, 2 ori 2, 4, ce egal cu? Egal cu minus 4, plus minus radical din 16 8
și cu 8, 16 și cu 8, că minus 8 ori minus 1, deci facem paranteză acolo. Vine 16 plus 8 minus 8y. Tot vă supra 4 și egal cu minus 4 plus sau minus radical din 16 și 8, 24. Da? Minus 8y. Totul pe 4 și egal cu minus 4 plus sau minus, dăm un factor comun un 4 plus sau minus radical din și iese sub radical 2. Dacă scoatem pe 4, iese 2 sub radical. Și 24 împărțit la 4 vine 6, iar 8 împărțit la 4, 2. 8 minus 2y supra 4. Și egal mai departe cu, scoatem aici un 2 în factor, și egal mai departe cu 2 pe lângă minus 2 plus minus, da? Minus 2 plus minus radical din 6 minus 2y totul supra 4. 2 cu 4 simplificăm și găsim două expresii, adică găsim ce? Minus 2 plus minus radical din 6 minus 2y totul supra 2. Minus 2 plus minus radical 6 minus 2y totul pe 2. Cum y-ii sunt de unde? De la minus infinit până la 3. Cred că are rost. Da? Ca să te conving, e un radical de ordinul 2 aici, nu? Când există. Dacă 6 minus 2y mai mare egal decât 0. Deci 6, cu condiția 6 minus 2y mai mare egal ca 0, echivalent cu 6 minus 2y mai mare egal decât 0, echivalent cu cine? Cu 2y. 2y mai mare sau egal decât... Păi, minus 2y, da? Minus 2y. Mai mare egal decât minus 6. 6. Y egal, mai mare, mai mare decât 3. Dar nu se schimbă sensul inegalității când se împarte. Mulțim cu minus 1. Hai, mulțim cu minus 1, să-i spun. Și vine 2y. Mai mic egal decât 6. 6, adică echivalent cu y mai mic egal decât 3. Vezi, mai mic decât 3, nu mai mare. Da, și y-ii erau de la 3 încolo când am schimbat, nu? Când am vorbit de funcția inversă, am schimbat domeniul cu codomeniul. Așa era. Minus infinit 3. Și acum am venit drept domeniul ăsta cu y. Deci e corect, e stabilit, e bine, există. Adevărat este asta, da? Nu ca pe discuții, n-am niciun motiv de supărare. Deci am odată x1 egal cu minus 2 plus radical din 6 minus 2y totul pe 2. Nu? Pe 2. Minus 2 plus radical din 6 minus 2y pe 2. Și al doilea, x2 egal cu minus 2 minus radical din 6 minus 2y totul pe 2. Una este pentru f1 la minus 1 și alta e pentru al doua. Ei, a doua lucrează de la minus infinit la 3 și dă totdeauna valori de la minus 1, dar nu-i bine aici, minus 1, deci am zis eu, minus infinit, minus, păi da, trebuia să scriu minus infinit minus 1. Deci valori minus, minus infinit, minus 1, că doar la stânga, la dreapta se iau numerele. Dar plus minus 1, minus infinit. Adică, înțeles, da, iurea era scris acolo. Deci, valorile sunt totdeauna negative. Și cred că negativă este numai aici. Minus 2, minus, după ce lucrează radicalul de un număr pozitiv și cu minusul în față, tot minus rămâne. Deci, minus pe 2 face minus, tot timpul negativ. Deci, voi pune-o aici. Adică pentru relația, pentru f2 la minus 1, legea de corespondență pe care nu o știam, acum o completez
numitorul este 2 și este minus 2 minus radical din 6 minus 2 pi, că vorbesc în variabilă x, zic 2x. 6 minus 2 x pe 2. Și celălalt este rapid, este negația, cea cu plus. Deci pentru legea primei funcții e vorba de minus 2 plus radical din 6 minus 2x. Plus radical din 6 minus 2x pe 2. Iată acum, Cosmini, că pentru funcția care am luat-o mai înainte, funcția definită pe R cu valori lineare, a cărui grafic l-am văzut aici, am discutat și am văzut că funcția nu este nici injectivă, nici surjectivă. Și atunci ne-am gândit la restricții care să fie și surjective și injective. Două sunt restricțiile, și surjective și injective. E vorba de F1' și F2'. Definite pe minus infinit minus 1 cu valori minus infinit 3. Respectiv minus 1 plus infinit cu valori minus infinit 3. Astea sunt cele două restricții. Și injective și surjective. Deci bijective. Da? Care sunt și surjective și injective, deci bijective, atunci există inversele. Există F1' la minus 1, adică pentru asta este una care face drumul invers, de la minus infinit 3 cu valori în minus infinit minus 1, schimbă domeniul cu domeniul, deci era codomeniu devine domeniu pentru funcția inversă. La fel și pentru funcția a doua. Deci domenii de ființie sunt fostele codomenii, minus infinit 3, e ok, minus infinit 3, cu valori, iată, pentru prima, minus, prima minus infinit minus 1, celălalt e minus infinit. De ce fac eu aici? De ce prima este minus infinit minus 3 și cea de-a doua este minus infinit 3 cu valori minus 1 plus infinit. Valoare minus 1 minus 1 plus infinit. Pentru așa vine. Că dacă schimbăm, asta devine domeniu și asta devine codomeniu. Deci cu valoare cu valoare în minus infinit 3, deci având domeniul minus infinit 3 cu valori, ce dă ca imagine face minus 1 plus infinit. Minus 1 plus infinit. Aici, fiindcă sunt numai negativ, trebuie să fie cu minus. Am revin aici cu minus. Și cea de-a doua, care este și cu minus și cu plus, deci este cu plus. Că valorile sunt de la minus 1 la plus infinit. Da? Deci revenim asupra notației, pentru că am avut acolo greșeală. În concluzie, funcția dată, asta, are graficul așa, nu este bijectivă, nu este inversabilă, dar admite niște restricții inversabile, două restricții inversabile, F1' și F2'. Pentru care găsim inversele și găsim complet, adică găsim și rețetele. Că la funcția directă, care erau, pentru funcția directă, care erau legile de corespondență? Aceeași, x pătrat, minus 2x pătrat, minus 4x plus 1. Deci aici F1 de x, F1' de x, egal cu F2' de x și egal cu x pătrat minus 2x pătrat, da? Minus 4x plus 1. Deci cele două, care sunt bijective, admit inverse, la inverse se schimbă domeniul cu codomeniu, dar legile trebuie să le găsim. Legile le găsim. Cum l-am plecat? Y egal cu minus 2x pătrat minus 4x plus 1 și de aici am găsit Y1, X1 și X2. Una e pentru prima, cealaltă pentru a doua. În care sigur o găim variabila Y cu X. Asta a fost povestea la
funcțiile acestea, surjective, injective, bijective, grafic, funcții de gradul 2, prietenii noștri, dacă au auzit, dacă nu se intereseze, nu, sunt la vecini, mai bate la poartă, ba la unul, ba la altul, am auzit că există profund la. Da? Și, din păcate, nu se comunică foarte repede. Ei n-au decât șansa să tasteze pe Google Prof Online, să intre în pagina mea și de acolo să găsească lecția asta. Cu funcții subiective, injective, chiar așa am să își intitulez, cu chestiuni practice, concrete, cum stabilim pentru funcția de gradul 2, toate lucrurile acestea, le găsesc, dragilor, acolo, nu? Cei care știți. Cei care nu știți, e complicat. Dacă dau din întâmplare, căutând pe Google funcții subjective, injective sau știu ce, atunci dau și peste mine. Da? Dau și peste mine. Și habar n-au ei că dau peste cea mai tare lecții, pentru că mai toate lecțiile acelea sunt făcute de profesor fără să aibă dialogul asta direct cum l-am eu. Deci sunt făcute de profesori care au același stil dinainte. În care, să spunem, nu se merge pe partea asta a înțelegerii de jos în sus, ușor, ușor, ci pur și simplu, definiție, subjective, injective, bijective, da, e așa, scrie acolo, faci practic, nu știu ce, dar el, bietul de el, n-are nicio șansă să înțeleagă. E, hai să mai luăm un exemplu, nu funcție de gradul, vei să luăm o funcție rațională. Și să studiem bine ar fi să ajungem până acolo, să încercăm și graficul. Când nu se face obiectivitatea, injectivitatea, subjectivitatea. Dar noi am mai făcut, am avut curaj. Luăm o funcție rațională, nu grea. Să spunem, gradul 1 sus, gradul 2 jos. Iată cât este taba, tu gândește la funcția asta, el de x egal cu x plus 2 supra 3x minus 1. Și aș vrea să căpătăm cât mai multe informații ca să trasăm chiar graficul funcției acestea. Înțelegi? Și după aceea să ne punem problema și subjectivități, injectivități, bijectivități, funcții respective. Eu încep tabelul de valori. Dacă domeniul de ființe, n-am dat decât legea acolo, vezi? Da. Ce părere ai? Cu domeniul de ființe, cum te descurci? Numitorul de ființe diferit de ființe. Așa, adică diferit de cât? De zero. Dar trebuie să numitorul de ființe diferit de zero. Adică 3x minus 1 diferit de 0, x diferit de 1 pe 3. Nu? Da. Așa. Deci, de resupunem y, deci, dacă aici e 0, aici este 1, 2, 3, și acolo x 1 pe 3. Adică întregul ăsta îl împart în 3 și iau o treime. Ăsta ar fi o treime. Aici nu există y. Nu pot găsi y-ul pentru 1 pe 3. Și punem bară. X și... E clar, de la minus infinit la plus infinit, doar supărare mare este în 1 pe 3. Atât. Și acum să dăm valori. Zice, pentru x egal cu 0, pentru x egal cu 0, ce rezultă? Y cu pe da, fie de asta. 2 pe... Minus 1, adică 2. Minus 2. Minus 2, corect. Când x-ul e 0, y-ul este minus 2. Când x-ul e minus 1, ia fă-tu calcul repede, 1 supra... Că e minus 1, face 1 4. Supra, minus 3, minus 4. Face, ai zis, 1 pe minus 4, minus 1 pe 4. De. Face minus 1 pe 4. Când x-ul e minus 2, f de minus 2, f de minus 2, este 0, că minus 2 plus 2 face 0.
Deci face 0 imaginea. În minus 3, f de minus 3, face minus 1 supra minus 9 minus 1 minus 10, minus 1 pe minus 10, face 1 pe 10. 1 pe 10. Încep să fie valori pozitive, vezi? Aici a fost minus 1 pe 4, minus 0, 1 pe 10, aștept să fie tot pozitive. Dar ce să fac? Nu o să pot. Caut informații, trec la limite, nu? Deci zicem limite pentru x de la minus infinit. Să vedem ce se întâmplă cu y, cât x-ul tinde, duce la minus infinit. Deci limită pentru x tinde la minus infinit din x plus 2 supra 3x minus 1 egal cu cine? Poți să faci limita la plus la minus infinit? Minus infinit supra minus infinit. Da? Și îl vreați fără sens. Fără sens, da. Se dă factor forțat. Dă factor forțat, sigur că da? Deci limită. Din x pe lângă 1 plus 2 pe x și x pe lângă 3 minus 1 pe x. Și egal cu? X cu x se... Simplifică. 2 pe x, 2 pe infinit se duce la 0. Da. Asta la 0. Face 1 pe 3. Da? Deci 1 pe 3. Deci când x-ul se apropie de minus infinit, y-ul devine 1 pe 3. Deci la limite este 1 pe 3. Ce este faptul că mi-a dat o valoare finită? Y egal cu 1 pe 3 este asimptotă verticală. Când îți dă un număr finit, la minus și la plus, sau la plus infinit, deci aici, de fapt, y egal cu 1 pe 3 este asimptotă orizontală, da? A, O. Asimptotă orizontală. Trecem acum cu x și dincolo de 1 pe 3, să zicem 1, 2, 3. Hai să vedem. Când x-ul egal cu 1, egal cu 3 pe... Y-ul este cât? 3 pe 2. 3 pe 2. Când x-ul e 1, y-ul este 3 pe 2. Când x-ul e 2, 4 pe cât? 3 ori 2, 6 minus 1, 3 pe 4, 3 pe 5. 3 pe... Deci când ai 2 acum. 4 pe 5. 4 supra 5, da? 4 pe 5. Când x-ul e 3? Ia vezi, la 3 cât pot fi. 5 pe... 5 pe 8. 5 pe 8, ai zis, da? 5 supra 8. Deci 3, ai zis, 3 cu 2, 5. 9 minus 1, 8. 5 pe 8. Și vrei să capeți informații când x se duc spre plus infinit, y cât fac? Limită, sigur că da. Deci facem limită pentru x tinde la plus infinit din x plus 2 totul supra 3x minus 1. Din 2 infinit pe infinit. Da. Face limită. Limită pentru x tinde la plus infinit din forțat și vine x pe lângă 1 plus 2 pe x, da, supra x pe lângă 3 minus 1 pe x, x pe x se simplifică, ale din spre 0 și vine 1 pe 3. Face 1 pe 3. Deci aici a fost asimptotă orizontală spre minus infinit, da? Da. Și asta e tot 1 pe 3 și spre plus infinit. Da? În concluzie, y egal cu 1 pe 3 este asimptota orizontală de la un capul la celălalt, de la minus până la plus infinit. Deci asta este asimptota orizontală pe tot domeniul. De la minus infinit la plus infinit.
avem o problemă și cu comportarea cât mai aproape de 1 pe 3. Deci mă duc cu X și cât se poate de aproape de 1 pe 3, X de la stânga spre dreapta, X cresc. Fiindcă mă apropii de 1 pe 3, limita. Limita la stânga la 1 pe 3, da? Deci o să facem limita la stânga, el ies în 1 pe 3, egal cu. Să vedem ce fac X în perioada asta. Limită pentru X crescând la 1 pe 3, să ceată în sus, da. Din X plus 2 supra 3X minus 1. Da. Și egal cu 1 pe 3. 1 pe 3 plus 2 supra 3 ori 1 pe 3 minus 1. Da. Și egal cu 4 pe 3 și cu 3 ori 2, 6 și cu 1, 7 pe 3. 7 pe 3. 7 pe 3 supra 0 de care? Că 3 cu 3 simplific, 1 minus 1 fac 0. 0 negativ sau 0 pozitiv? Adică... Tabelul de valori pozitiv. Sigur că da. Cel mai rapid, am văzut tabelul, x de la minus infinit la plus infinit. Sigur, e pentru funcția asta de gradul 3, 3x plus 1. 3x minus 1. Minus 1. Da? Devine 0 în, devine 0 în, minus, în 1 pe 3. Da. Nu, pe 3 este 0. Și dăm un x din zona minus infinitul pe 3 pe 0 și face negativ aici. Da. Minus, minus și plus. Plus. Noi suntem în stânga la 1 pe 3. Deci e 0 negativ. 0 negativ. Și egal cu ceva pe 0 negativ face infinit, mai întâi semnul minus, e plus pe minus, minus, infinit. Deci, la stânga, când X se apropie de 1 pe 3, Y fac minus infinit. Da, minus infinit. Y fac minus infinit. Să facem limita la dreapta acum. Limita la dreapta lui 1 pe 3 egal cu limită pentru X tinde la 1 pe 3, dar X și sunt din dreapta. Ei vin din da, dreapta și... spre stânga, deci descresc. Da. Da? Și va fi 7 pe 3. De, din cine, să spun, din x plus 2 supra 3x minus 1. Și acum ar trebui să spunem 7 pe 3, totul supra 0 pozitiv. Și face plus infinit. Da? Deci la dreapta îmi dă plus infinit. La dreapta este plus infinit. Dacă măcar una din ele dă infinit, una, fie la stânga, fie la dreapta, înseamnă că asta, x egal cu 1 pe 3, este asimptotă verticală. Deci, cum o dată am un 2, poate mai mult, da? Deci rezultă că, din ceea ce am făcut până acum, rezultă că x egal cu 1 pe 3, asimptotă verticală. Da? Este x egal cu 1 pe 3, este asimptotă verticală pentru graficul funcției respective. Cu elementele acestea la îndemână, hai să trasăm graficul, că avem destul de informații. Avem destul de puncte. Hai să... Și funcția nu e atât dificilă, nu creează mari bătaie de cap, nu dă bătaie de cap și atunci trec și trasez graficul. Asimptotă orizontală de la Y egal cu 1 pe 3. Nu? Deci când Y e egal cu 1 pe 3, Y cu, hai să clasă unitatea, împărțim în 3. Am asimptota asta orizontală. Nu, păi la 1 pe 3, nu 2 pe 3. 1 pe 3 asta era. Așa. În paralela asta. Deci, Y egal cu 1 pe 3. Asta e asimptota orizontală. X egal cu 1 pe 3, s-o întâmpla tot 1 pe 3, să fie și la verticală. Deci, iau aceeași unitate,
o parte în 3 și acum pe la o treime. Aceasta este x egal cu 1 pe 3. Asimptota verticală. Și încep. Când x-ul e 0, y-ul e minus 2. Când x-ul e 0, adică aici, y-ul e minus 2. Dar trebuie să iau aceeași unitate de măsură, dacă sunt atent, 1, 2. Când x e 0, y este minus 1 pe 2. Când x este minus 1, când x e minus 1, aici minus 1, că dacă am luat-o așa, trebuie să o în partea asta, când x e minus 1, y este minus 1 pătrime. Am pe aici undeva, o pătrime, cam asta ar fi. Când x este minus 2, uite ce spun, că minus 2 este 0. Steluț. Când x e minus 3, este pe aici undeva, pozitiv. 1 pe 10, adică 3 trebuia să părți în 10 și iau o singură plăcică. Deci am punctul pe aici, 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 și când mă duc spre y și spre minus infinit, y și se apropie de 1 pe 3. Pe aici undeva se schimbă. Și atât acum, prin punctele astea așa, cât de cât ar l-am obținut, printr-o mișcare continuă a cretei, da? Ducem graficul funcției. Iată că în momentul care x și se duc, se apropie de 1 pe 3, y și se duc la minus infinit, uite. Y din ce în ce mai jos. Se apropie necontinuă de dreapta asta fără să o atingă. Asimptota verticală asta face. Asta era asimptota verticală, deci se lipește aproape. Deci, ăsta este graficul funcției pentru varianta x-ilor de la minus infinit până la 1 pe 3. Deci, x la minus infinit la 1 pe 3, am găsit toți y și am trasat graficul. Când x-ul trece imediat de 1 pe 3, așa, cât este ceasul? Și 10. Ia să mă vedeți dacă mai avem timp. Și deci 2, cred că încheiem cu graficul și îl face sinteza. Este plus infinit și până mă se duce la 1 pe 3 asimptotic. Iată, dragilor, așa arată graficul. Ei, din felul în care am graficul de aici, pot să spun că orice paralelă ar duce la axa, taie graficul funcției într-un punct și numai unul. Uite, dacă duc pe aici, taie graficul doar aici. Duc mai sus un singur punct. Deci, orice paralelă la axa aici, ori taie graficul funcției într-un punct și numai unul, deci funcția este bijectivă. Da? Deci funcția de mai sus, aceea care o avem, dată, cu f, cum a fost definită? F definită pe el. Mai puțin elementul 1 pe 3, cu valori în el, da, cu valori în el, este funcție bijectivă. Este funcție bijectivă. Da? Este bijectivă, deoarece, da, deoarece, orice paralelă la x, x prim, prin el, taie graficul funcției într-un punct și numai unul. Înseamnă că există inversa, deci există f la minus 1 definită pe el cu valori în el mai puțin elementul 1 pe 3. Deci funcția există inversă. Noi am legea găsită. Dar legea cum o găsesc? De la y egal cu x plus 2 supra 3x minus
minus 1, adun aceeași numitor și echivalentul a spune că y 3xy, da? 3xy minus y egal cu x plus 2. Și de aici necunoscuta este x-ul, trebuie să-l aflu eu. Duc pe x în stânga și y în partea cealaltă, vine 3xy minus x egal cu y plus 2, adică x pe lângă 3y minus 1 egal cu y plus 2. Și este aceeași lege, încă o dată, y egal cu x plus 2 supra 3x minus 1. Și am zis 3xy minus y egal cu x plus 2. A dus pe x în partea asta și pe y în partea cealaltă. Și 3xy minus x egal cu y plus 2. Este aceeași rețetă, văd. X egal cu 3y minus 1 supra y plus 2. Deci x egal cu y plus 2 supra 3y minus 1. Și atunci f la minus 1. Deci f la minus 1 de x egal cu x plus 2 supra 3x minus 1. Și are domeniu mai puțin iar. Deci trebuie și aici iar mai puțin 1 pe 3. Ca să schimbă iar cu așa. Minus 1 pe 3. Iar minus 1 pe 3. A, din cauza tot. S-a întâmplat ca 1 pe 3 să fie și axă orizontală. Asta a fost motivul. De ce altfel altă lege ar fi fost. Cu valori în el mai puțin 1 pe 3. Și rețeta este aceasta. Iată că am găsit, am stabilit bijectivitatea, am găsit și inversa prin metodă grafică. Fiindcă paralela, taie grafică o funcție într-un punct și numai unul. Haideți să vedem care sunt lucrurile discutate. Sinteza ore. Despre ce am reluat? Am reluat definiția funcției, funcții subiective, injective, bijective, nu? Deci, funcția de gradul 2, grafic, așa, și surjectivitatea ei, injectivitatea, bijectivitatea, restricțiile, bijective. Da? Am studiat subiectivitatea, injectivitatea, bijectivitatea, restricțiile bijective, inversele lor. Inversele lor. Doi, am făcut graficul funcției acestea, f de x egal cu x plus 2 supra 3x minus 1, unde am făcut limite, asimptote verticale, orizontale, da? Deci asimptote verticale, asimptote verticale, asimptote orizontale pentru f de x egal cu x plus 2 supra 3x minus 1 graficul său. Graficul acestei funcții, după care am văzut bijectivitatea funcției prin metoda grafică. Adică apelând la definiția grafică. Da? Fiindcă am trasat graficul, am studiat bijectivitatea prin metoda grafică. Am curățat dacă e bijectivă și admite inversa și am găsit și legea inversei, da? Cam asta a fost. Ne oprim aici. La revedere, dragilor! Hai să vedem să nu te depășit, sper că m-am depășit.